Ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția domnului primar 469 din 14 decembrie 2018. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți 12. Absentează nemotivat domnul Coproiu, domnul Gavrilă și domnul Matei Laurențiu. Ce ne motiva? Deci prezenți 13, domnul Matei se născut. Nu mai era un coleg prin parcaj? Nu. Prezenți 13. Asentează domnul Proiu și domnul Gavrilă. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar prezentă în felul de ordine de zi. După cum ați fost informați, avem pe ordine de zi 3 proiecte de hotărâre. Din cauza urgenților care s-au impus, mai avem 3 suplimente și puncte diverse. Cine este pentru ordinea de zi? Vă consult asupra conținutului protestului verbal de la ședința din 13 decembrie. Obiecțiuni? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Mărcuț? Da? Și domnul Ocheanu? Da, lipsi. Și eu. Și domnul Ocheanu. Aia din toată și oameni și care îți dea ea ultima care a pus? Ultima. Și oameni. Și da. Și din Matei la urmă. Domnul președinte de ședință, vă rog să continuați. Bună ziua! Proiect de hotărâre numărul 72 privind aprobarea fondului de execuție a bugetului local și a bugetului finanțat din venituri proprii pe trimestrul 3 aprilie anului 2018. Domnule primar, dacă aveți ceva să ne spuneți, dacă sunt înscrieri la cuvânt, da. Supunem la vot. Vă scriu la cuvânt, da? Vă rog. Am văzut aici că la situația de funcționare, la anexa 1, la buget, sunt trei bugete. La punctul 1, bugetul local, la punctul 2, bugetul instituției finanțate din venituri proprii și subvenții, și la 3, bugetul instituției finanțate din venituri proprii. Cel puțin eu nu înțeleg, sau mă lămuriți, ce diferență între cele două bugete. Pentru că scrie apă canal la primul, da? Apă canal la al treilea. Adică măcar să știu. Unul este serviciu, știu, dar celălalt apă canal, la cheltuieli, văd că tot apă canal, sunt în amândouă situații. Adică să mă lămuriți ca să știu strâmbul. În luna aia mare, am funcționat pe apă canal, pe serviciu pe care l-aveam înainte... Dinainte de înființare. Dinainte de înființare. În luna februarie l-am înființat separat, și de aia apar două bugete. Deci unul este până la sfârșitul lui ianuarie, unul după ce s-a înființat serviciul. Da, da, discutăm de trimestrul 3, nu de trimestrul 1, discutăm de la tot anul. Prin cumulare. E... E tot anul, până la trimestrul 3. Înțelegeți și eu, dar zic, dar de ce trimestrul 3? E prin cum? Nu. Deci e vorba de până la unul de același serviciu, numai că înainte de înființare și după înființare. Exact. Probabil la un moment dat o să dispară, să rămână la un sânt. Normal, la anul. Să ia și să funcționeze. Da, asta e. Mai scrie cineva cu mult? Da, tot aici, la apă canal, o întrebare la buget. S-a restituit creditul? Nu. Nu. Sunt 35.000 alocați, da, dar sunt banii cu timp, nu s-a restituit, se reglează. Nu a fost contabil până pe 17 decembrie. După 17 decembrie avem și contabil, a fost contabil. Mai ne vindu, dar așa, noi am înființat în zbunea consiliul local și serviciul pentru gestionarea gropii de gunoi. Nu apare în buget? Nu. Nu. Nu.
Nu e finanțat? Încă, dar nu. Probabil o să fie și el la un moment dat. E pe delegație, de fapt. Deocamdată pe delegație, dar probabil la un moment dat o să apară așa cel ca buget separat. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 72. Cine este pentru? Împotrivă? Eu nu am. Abține? Domnul Bruno. Proiect de hotărâre numărul 73 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local și a bugetului finanțat din venite proprii până la data de 30.11.2018. Domnul primar? Da. Dacă sunt înscrie la cuvânt, domnul Matei. La anexa 2, la secțiunea de dezvoltare, dacă la exercițiul bugetat pe trimestrul 3 aveam în spate și o detaliere pe capitole, pe coduri, acum la anexată nu apare acele explicații. La învățământ, de exemplu, 380.000, la sănătate. Dar ce costă alea? Din coace ni se explica. Erau clar explicate. Aici nu mai dă nicio explicație. Dacă vă uitați la primul, așa, diversul, era învățământul și spune exact că codul ăsta 5102 face parte din el mai mult. 5102017 sau tot așa, de falcat. Ori aici s-au dat sumele astea, dar nu spune pentru ce. Adică mă gândesc că trebuiau explicații cum s-a dat și la bugetul pe... Deci, da, uitați la execuția bugetară pe trimestrul 3 da. Sunt explicații, la cel pe tot anul nu sunt explicații. Și sunt niște sume care vreau să știu, că unde s-au dat sau ce vreau. Că sunt numai generic, așa, date pe învățământ, sănătate, scurt. Dar sănătatea ce reprezintă? Ce transportul, care se are? Spoturi, drumuri, ulițe. M-ați înțeles? Doream un pic, nu știu explicații. Acum permite, domnul primar, la propunerea domnului Matei Laurențea cu, nu știu câțiva ani în urmă, sau mandatul ăsta nostru, spuseți la probleme din astea când sunt execuții bugetare, de cheltuieli sau ce mai bine să fii prezent cu titlul, să dea informații concrete, contabil la primărie. Hai să facem o regulă generală din asta când sunt astfel. Dacă sunteți de acord, o chemăm acum, nu parcă este sub întrebarea de la Bacău. Și vine să-mi dea explicații la ce întreba domnul Matei. Adică cum a dat explicații la primul, da, da, am înțeles. Ați înțeles ce am înțeles. E fișa făcută numai de ea, nici nu știam. Da, a făcut-o prea sucintă, adică numai niște sume, bune. Ce înseamnă că în sănătate niște poduri. Din astea bănuiesc că învățământul sunt mult mai multe, sau da. La cultură. La, da. La cultură și mobilă, și biserică, și mai multe. Domnul așa că este acum mai mult pe transport. Da, nu știu, dar la 84. Păi toate, toate, că nu se înțelegeți. Sunt capitolul 6, dar nu le spune. Trece mai departe. Apare un bani. Adică doream din partea... Da, nu am înțeles. O explicați cum a fost... capitol. Cum a făcut dincolo la primul. Deci cum a făcut bine pentru 3, trebuia și la... Ia, aici era. Și dacă nu a făcut, să ne explice. Nu trebuie să facem nimic.
Dacă vine doamna contabilă, să mă lămurească și pe mine cu contradicția asta care există între bugetul propus și ceea ce se cheltuiește cam pe la toate capitolele. Și observ aici cu aceeași nedumerire ca și domnul Matei, că nu se justifică anumite cheltuieli. În general, cheltuielile sunt mult mai mici față de ceea ce s-a planificat. Pe mine mă bucură faptul că, spre exemplu, la Comisia de Cultură, din suma alocată de pe 2018, 64.680, s-au cheltuit doar 22.000 de lei. Nu vreau să cred că nu s-au executat toate acțiunile din programul primăriei. Dar de ce este această diferență, discrepanță între proiecție și cheltuiel? Doamna Pandale, la cheltuiel? Da. La capitolul 67-20. Păi, la biserică. Dacă mergem cu exemplele, mergem și pe locuințe de servicii și pe învățământ. Imediat. Vă răspund, era vorba de cultură. La cultură sunt plățile efectuate pentru culte în luna lui decembrie, suma de 70.000 de lei. Și automat la 30-11 ani erau cheltuielile efectuate, iar până la data de 30-11, iar în decembrie s-au făcut plăți la culte de 70.000 și vor apărea în execuția de la 30, aceste plăți, în execuția de la 30-12. Deci asta o vom vedea în ianuarie. În ianuarie, exact. Da. Și celălalt... Nu mai știu ce întrebare. Alo, domnul Matei? Păi nu, începe la punctul 1. Da. De la punctul 1, să ne explicăm. Din analiza... Eu am prezentat o analiză a execuției bugetare, a prevederilor bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, pentru că bugetul între timp a fost rectificat, și încasările și plățile efectuate la 30-11-2018. Și înainte de a semna raportul, am scris că din analiza execuției bugetare se constată că nu se va înregistra plăți restante la 31-12-2018. Dar nu întrebarea. Întrebarea nu era asta. Că sunt plăți sau nu. Întrebarea este, vreau niște explicații la punctul 1, 2, 3. Din, la învățământ. Mi-a spus cheltuielile capitale. În ce constă alea? Asta doream la fiecare. Deci, la bugetar, pe scopul hotărârii nu este, este de a analiza execuția bugetară și a constata dacă unitatea la 31 decembrie va realiza plăți restante sau nu. Dacă ne uităm pe 273 la articolul 49, spune clar, în trimestrul 4, numai mult de luna decembrie, se va analiza execuția bugetară pentru a se evita înregistrarea de plăți restante și arierate la nivelul bugetului local. Am deci înțeles. Asta este scopul acestui raport. În ianuarie va veni cu raportul. Am ascultat, nu știu. Da. Era raportul, care și spuneți dumneavoastră. Dar nouă ni se spune spre aprobare, e contul de execuții, nu spre analiză. Asta e diferența între unul. Aprobăm sau analizăm? Păi e diferență într-un așa. Păi nu ne spune prin proiectul hotărârii privind aprobarea contului de execuție. Nu spune de analiză. La 30-11. Dar la 30-11, nu la 31 decembrie, nu la trimestru 4. Păi da, dar e pe 11 luni, da? Pe 11 luni. Vreau și eu pe 11 luni la învățământ, la sănătate, ce s-au cheltuit. Cheltuit de capital. Asta vă ia. Sunt 3 milioane, 32
2760. Au fost prevederi bugetare definitive pentru 2018, 2.718, dintre care s-au efectuat plăți 1.500.000. De ce situați două? Unii vă uitați pe pagina 6, ultimul capitol. Eu vorbesc pe pagini și pe proiect. Din anexa 2, la proiectul tot acolo. Tot acolo, exact în curăție. Sunt 5 pentru mine, doamna ascultare. Sunt 5. Dacă puteți să detaliați, în ce au constat aceste plăci efectuate? Imediat. Descarcă. Da. Răspunsul de ce avem? Cum? O să le găsim la trimestul ceva. Deci, eu înțeleg acum că noi nu aprobăm ca să se poată, că sunt făcute deja. Ne referim la o dată anterioară. Dar în ce au constat atât? De asta am cerut și eu, asta am spus. De 2 miliarde, să ne rugăm frumos. O detaliere ce s-a făcut până acum. Capitalul, material, de detaliere înseamnă. Da, detaliere. De bani ai plătit. Da, imediat. Asta dorem. Firma de aia. Nu firma, domnul Zulandă. Eu am pe obiective de investiții. Și în cadrul obiectivului de investiții am detaliere. În cadrul obiectivului de investiții. Poți să-și uiți și cui e populație, ca să știi. Dar mai dați o pagină. Dacă e detaliere. Ai plătit 3 miliarde la drumuri, investiția băvezi, căiuți, popeli, ce este. X. Păi plătit cheltuiesc materiale Y. X, Y, Z. Nu-i corect. Îi spun din motiv și altul. Eu ce aprob, da. Mi-a dat o spune de da, în 5 minute am scobor fișele pe fiecare obiectiv de investiții la, vă referiți la transportul, da? Dacă rugămintea, ca să nu mai bulversăm ședințele, nu bulversare, dar măcar cele care sunt ordinare, pe ședința ordinară, astea se pot discuta în ședința de comisie. Doamna contabilă este la dispoziție fără niciun fel de probleme. Da? Deci fără ce fel de probleme. Se pot discuta pe ședința de comisie. Ca să... Și până la ședința, chiar dacă nu ți-l lămurit, până la ședința de comisie, între începi să lămurești tot. Să pune listă, să pune ce vrea fiecare. Dar nu ținem cu nimic împreună. Vă discutăm și în comisie, sunt lucruri care se pot pune detaliat în orice proiect de hotărâri și lumea știe și treabă punctuală. Așa cum a fost dat la exercițiul bugetar pe trimestrul 3, unde aveam explicații în spate, așa dorea și aici, atâta tot. Dacă era, nu mai întreba. E posibil că acest conexiență de Consiliu să o contabil să nu fie. Luăm în capul și varianta asta, iar comisia poate să o și cere. Tot atât de posibil este... Până la vot îi cere. Tot atât de posibil este ca la o ședință ordinară să se mai anexeze încă 2-3-14 proiecte, să se le aducă imediat odată cu președintele. Nu știu dacă ați fost atent la ce am spus eu. Cel puțin la proiectele din ordinea de zi. Principii extraordinare? Bine suplimentare. Pardon. Nu, v-ați exprimat că e ordinare. Deci tot ordinea de zi. Astăzi, sunt tot în ordinare. Deci, dacă nu am mai spunat așa, vă spun acum. Deci, ce este pe ordinea de zi? Să pot discuta în simțe de comisie. Trecem la proiectul următor și până vine la votare. Nu? Ca să nu ținem cu ședința. Nu, trecem la proiectul de hotărâri următor și după asta revenim la... Da, la legătură. Păi nu ai legătură. Deci proiect de hotărâri numărul 74 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și cofinanțarea de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile prin PNDL pentru investiția extindere și reabilitare infrastructurii de apă și apă uzată din Comuna Căius, finanțat de Ministerul Dezvoltării Rurale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin ordonanță de urgență a Guvernului numărul 28 de 2013.
domnule primar. Deci, aici la apă și canal, n-a mers un singur proiect. Dar, de fapt, la doamna contabilă în lista de investiții, și are dreptate, nu poate să se prindă și apa și canalul. Sunt două lucruri, de fapt, care funcționează împreună, dar sunt diferite. Apa e prins de la capitole separate. Iar cei care ne-au făcut studiul și SF-ul și ce au lucrat, când au venit cu valorile, au venit numai pe jumătate, de fapt. Nu au venit pe investiția întreagă, și pe apă și pe canal. A venit cu jumătate, numai pe apă. Și acum trebuie să-l actualizăm, să fie complet, apă și canal. Iar noi l-am rupt jumătate, ca așa 50% și 50%. Și asta este... De așa diferența, de la 5 la 8? Da. Să-ți iei ceva la cuvânt? Da. Domnul Orceanu. Eu vă spun. Domnul Dorban. La cineva? Da, da. Domnul Orceanu. Domnule, din proiectul 74, care ne l-am înaintat dumneavoastră, eu dumneavoastră, la prima vedere, așa, n-ar părea că prima dată a fost calculat doar una și după aia aia. Titulatura proiectului respectiv, în primă fază, când a fost înaintat pentru PNDL, a fost aceeași. Acum, când i-ați schimbat încadrarea lui și cererea către, nu mai este către PNDL, și ne anunțați că s-a înființat un subprogram Statul Românesc. Modernizarea Statului Românesc. Sună al Doamnei de bine și de frumos. Modernizarea Statului Românesc. Numai că bag seama că odată cu schimbarea denumirii programului în acest subprogram, schimbările sunt foarte mari. Investiția respectivă, în primă fază, valoarea estimată era de 5.099.014 lei. Actuala sumă estimată este de 8.101.000 lei. E o diferență de 3 milioane de lei. Ceea ce ar însemna o creștere nu dublă, ci mai mult decât dublă, respectiv 60%. Mai precis 59%. Domnule, neeligibilele de la acest proiect pentru proiectul vechi era de 466.277 de lei. Mai nou neeligibile, care înseamnă valori care trebuie să le suportăm noi, localul, înseamnă 866, deci cu 400 și ceva de mii de lei mai mult. Mai mult decât dublu. Domnii mei, mă mai întreb un lucru. Când ați prezentat proiectul respectiv în ședințele anterioare, eu am făcut un calcul cât ar reprezenta procentual la sută din total proiect contribuția noastră. Și era de 4,9% neeligibil. În proiectul nou, neeligibilele au crescut la 10,7%. Întrebarea ar fi următoarea, dar după ce vă mai dau câteva date. Deci, prin creșterea neeligibililor de la 466 la 866, înseamnă o creștere de 85,9%, deci 86%. Domnii mei, ce s-a schimbat în țara asta, în afară de denumirea asta pompoasă, modernizarea Statului Românesc? De ce nu s-au calculat și pe ce dăm noi bani la celor care fac studii de fezabilitate, prefezabilitate, proiecte și așa mai departe, încât să ne vină după câteva luni cu creșteri uriașe, zic, mai mult decât dublu. Eu zic să amânăm acest proiect astăzi, să ne aplecăm asupra lui într-o analiză specială, doar pe el, să vedem ceea ce a fost proiectat în trecut, în proiectul vechi,
să vedem de ce și care ar fi justificările acestor creșteri de la o sumă la mai mult decât dublu, suma respectivă. Raportul de specialitate și expunerea de motivii o consider de asemenea insuficientă pentru a justifica astfel de creștere. Creșterea este atât de mare încât eu vă spun că trebuie neapărat să ne mai aplicăm asupra acestui proiect, pentru că nu este posibil. Nu în ultimă instanță, domnule. Bag seama că de multe ori suntem, cum să vă spun, să nu știu pare. Suntem îndulciți, așa, cu niște vești bune. La într-o ședință anterioară, domnule, am supus iară spre aprobare către PNDL atunci niște proiecte. Drumul comunal Hârtiu cu viaductul, modernizarea școlii Căius, modernizarea drumului Căius și așa mai departe, toate astea. Acum, mai nou, s-a schimbat macazul și vine cu modernizarea satului românesc. Dar modernizarea satului românesc nu înseamnă dublarea, domnule, a cheltuielilor. Că la urma urmei, eu mă întreb, iată de ce am spus eu într-o ședință anterioară că e cazul și noi ne-am ales atunci, trei înși. Eu am făcut ce a depins de mine. Aștept și colegii care au fost aleși atunci pentru înaintoarea unei moțiuni către stăpânire. Nu putem, domnule, să ne bazăm numai pe fondurile care ne le dă guvernul, pentru că sunt mici și azi ne le promite, mâine nu ne le mai dă. Haideți odată să solicităm stăpânirilor noastre din toate părțile, domne, să se acționeze, să se perieze condițiile de accesare a fondurilor europene. Și atunci, da, domne, aproape că nici nu m-ar mai interesa. Dacă din alte părți, din fonduri europene, că e dublu, că e triplu. Că așa vor probabil europeni. Dar atâta timp cât din bugetele naționale, din bugetul național, sume guvernamentale și locale, nu pot să fiu de acord. Eu personal nu pot să fiu de acord și să aprob cu așa ușurință să ridic mâna pentru aprobarea unor astfel de chestiuni. Nu știu dacă am fost înțeles, vă spun, pentru mine este îngrijorătoare această creștere de la o sumă la mai mult decât dublu sumă. Atât în proiectul, în valoarea totală estimată a proiectului, cât și la neeligibile. Dar la neeligibile, ca naiba, n-a crescut exponențial cu cele de la valoare. Nu vreau să mă întreb, dacă e altă linie finanțare. Păi de ce dracu ne găsim noi numai alte linii? Adică cu atâta ușurință eu trebuie să accept, să înghit absolut tot ce mi se dă, domne, că prin modernizarea satului românesc înseamnă altă linie și că asta trebuie să fie mai scumpă? Domnule, altă linie este la CFR. Când îmi aleg să circul cu clasa întâi, plătesc mai mult. Dar dacă eu trebuie să fiu transportat, neapărat de acum trebuie să mă alibesc alte linii, că inventăm noi tot felul de linii. Domnule primar. Vrei să fiu unii făcut de mine, făcut de specialist. Nu să mă ajungă dat de mine. Eu am o singură treabă aici, pe care o să o continui la primărie. Nu, n-am terminat. Eu nu m-am acuz pe dumneavoastră cu nimica, domnule. Nu acuz. Eu îmi pun o întrebare retorică, că știu că nu primesc răspuns. De ce? Și iarăși de ce? Atâta creștere. Pentru că dumneavoastră, da, până la urmă, da, executați ce vi se cere. Dar eu și eu am interes ca să fac această investiție pentru Comuna Căiuț. Dar nu cu orice preț, domn. Dar dacă ne-am permite, dacă am avea, Doamne ajută, dacă am avea sume care pot să fie crescute și umflate, cât de acord cu dumneavoastră. Dar atâta timp cât noi ne scăldăm și ne văităm că nu avem nici de unde, nici de altele, cum putem să le... Eu nu v-am acuzat cu dumneavoastră. Dar nici nu v-ați spus. Eu vreți să vă... Nu mai răspund cu așa. Domnul primar propune, vedeam Consiliul ce face.
Domnul Lacolo. Cred că vreau să dezvolt un pic mai mult, pentru că ultima perioadă... Deci în ultima perioadă, și să nu se înțeleagă, n-am fost niciodată împotriva acestor studii, SF-uri, ce faceți pentru a accesa fonduri europene. Au venit foarte multe cu cheltuieli neeligibile, care, dacă gândim în ce indici se pot încadra, și care era la bunul simț ce fac cei de la firmele private, care sunt într-adevăr, nu-i treaba domnului primar, dar treaba noastră poate să fie să vă uitați cam la ce sumă faceți un SF sau un proiect, când puteți să faceți și la o sumă la jumate vis-a-vis de cheltuiala din partea primăriei. Eu vreau să vă spun doar atât. Din 2016 tot am aprobat. Eu nu mai am adresa, dar o să o găsesc. În august 2017, pe vechiul program PNDL, la N proiecte făcute, cheltuiți bani și făcuți, nu știu ce s-a aprobat, pentru că ați primit o adresă în august 2017, că datorită fondurilor insuficiente, școlile, drum, viaducte, nu știu ce, nu s-au aprobat, că nu sunt fonduri. Într-adevăr, guvernul, ca să ajute autoritățile publice locale, au creat o nouă sursă de finanțare prin nou program Satul Românesc, tot prin PNDL, unde trebuie repuse noi proiecte. Și este normal ca să se redepună, dar haideți să ne uităm un pic, și eu chiar am să cer la diverse o interpelare verbală, să ni se aducă o centralizare, să vedem efectiv câți bani s-au cheltuit pe SF-uri, care sunt acele investiții, care au necesitat bani de cheltuieli, să vedem ce s-a aprobat. Pentru că avem 2 ani jumate, 3 ani, și nu trebuie să supere pe nimeni ce spun, nu voi fi autocritic și nici în campanie electorală, că de câte ori vorbesc, sunt în campanie, nu sunt, când nu m-am gândit la altceva. Vreau să spun doar atât, dacă ne-am tras un pic de atenție și un pic de echilibru mai mare din partea noastră vis-a-vis de cheltuirea acestor bani publici pe diverse proiecte care, din ce văd până acum, nu știu, o să ne spuneți dumneavoastră ce s-a aprobat din toți banii și-a cheltuit și ce proiecte vin care să se dezvolte, că, într-adevăr, dăm 8 miliarde la un proiect, dar să aibă finalitate. Așa dăm miliarde, miliarde pe buget local. Nu facem nimic, dar nimic, fără să fie supărare cu investiții, în afară de preștea balastul pe drumuri. Nu se face nimic și dați-mi voi să termini, dar vreau să le spuneți. Nu sunt autocritic, nu vreau să mai intrăm în polemică direct, mi-am propus să fiu. Și nu o fac ce spun acum, nu o fac, vedeți, cu gândul de răutate să dau ceva. Nu, vreau să fiu pragmatic, realist și dumneavoastră la fel. Deci, în august 2017, ați primit adresă prin care s-a spus că datorită fondului insuficiente nu s-au aprobat N proiecte. Dumneavoastră le știți, eu nu le știu, că am mai fost ședințe când am lipsit. Eu spun așa, faceți o sinteză, vedeți ce proiecte s-au depus, s-au cheltuit, că am auzit, chiar n-am știu, și m-am uitat pe o anexă acum. Pe 1.800.000 la podul de la Hârtiu facem un SF. Domnul primar, eu n-am nimic împotrivă. Dar cu 1.800.000, dacă ne gândim, cred că îi făceam reparația, chiar dacă mai puneam 1.000.000 de undeva. Dar dacă s-ar da să facă viaductul și ce să face, dacă se pare și se vede că noi aprobăm, la cheltuieli chiar și mie mi se par foarte mari, 1.000.000.000 pentru un proiect, chiar dacă e de 8.000.000.000, e 10%. Deci mi se pare sumele foarte mari care se plătesc către acești aceste firme de consultanță și de proiectare. Să avem, să fim înțelegeri, banii neeligibili sunt banii care cheltuim pe avizii, consultanță, SF-uri. Nu banii care o să-i cheltuiești pe facerea unui proiect. Deci sunt sume mari. Este părerea mea personală. Dumneavoastră, n-aveți nicio vină că nu sunteți proiectant, dar când vine un proiect, băi, stai un pic, cam mulți bani, da? Dumneavoastră hotărâți. Așa cum am mai zis, toată lumea se supără dacă spui un lucru și ajung să mă cer să mă fac dumneavoastră pentru lucruri de nimic. Și nu mi se pare normal. Am zis și o să închei, nu sunt împotriva lor, dar mi se fac și mie sumele foarte, foarte, foarte mari care se dau acestor firme.
Și nu mi-ar părea rău dacă am vedea că ați început un proiect mare, că am cheltuit 20 de miliarde, cred că mai mult s-au cheltuit de atunci, dar vine ceva. Când, dacă mă gândesc cu 20 de miliarde, făceam 2-3 km de asfalt pe buget local. Și mai, se mai adăuga ceva. Ca și supărarea când cu grădinița. Proiect care am înțeles că a semnat contractul de finanțare. Așa este. Se cheltuise și rămăsese niște bani în buget aproape 2 miliarde. Mai trebuiau 3 miliarde jumate și terminam dispensarul. L-am dus, cheltuieli, am văzut 1 miliard și s-o cheltuit iar. Cu tot felul de avizii, de noi proiecte, s-a dus la 9 miliarde, am cerut 5 în plus, nu. Să se facă, numai să dea Dumnezeu să facă. Și cheltuiți, da? Foarte mulți bani care se duc și la costuri foarte mari. Am început să achiziționăm SF-uri și proiecte la costuri care te sperie. Și nu se finalizează nimic. A mai fost o perioadă, și nu mai dau nume, când la Comuna Pești se întâmplă același lucru. Da, dumneavoastră să hotărâți. V-ați supărat pe mine când am zis cu jocurile la școli. Este școală, dar tăticul bugetului de la școală sunteți dumneavoastră. Că v-am zis să o să fac o interpelare verbală, chiar să vină directoarea școlii în următoarea ședință să dea explicații. M-am dus și m-am uitat chiar de curiozitate să nu fiu prost și nepregătit. Toate jocurile stricate, n-au acoperit și noi le plătim acolo. Hai să vorbim la tipeți. Dar e tot, tot investiții, domnul. Da, noi prin ordine. Dar vorbim de toate, cum nu fii pe ordine. Vorbim la tipeți. Mulțumesc. Vis-a-vis de această sumă care urmea să fie suportată din cheltuieli eligibile de primărie. Deci 866.000 de lei. Văd că lucrarea, execuția a durat 2 ani de zile. De fapt, ca pe primul an și 2 ani, adică cei 2 ani de zile, mă uit, e 4.050 de lei, adică 400.000 de lei. Întrebarea este, între extinderea de rețea iluminat public, când a spus o găsi pe fondul, pe buget local, a zis că nu, că grevăm bugetul. Aici grevăm bugetul. Extinderea de rețea la așa costă 337.000 de lei. Nu mă uit aici și putea fi executat într-un singur an. Ne ducem din 2016, tot discutăm de transformatorul de extindere, nici în 2018, gata, cine știe, are timp de execuție 2 ani. Vizit probabil la anul, dacă o fi gata și la anul. Deci nu mi se pare normal. Aici să dăm bani, deodată grevăm bugetul cu 400.000 de lei la investiția asta, iar dincolo nu s-a putut. Ați băgat un pic gal, ne-a dus atâția ani de zile, dacă se făceam prin bugetul local, păsta și mai ieftin. Păi că nu trebuia consultanți, nu trebuia fir, nu trebuia nimic. Era mult mai simplu procedura. Să făceam într-un an, sau făceați în 2 ani de zile. Să făceam într-un an, așa și al doilea an, prin rectificare se putea face. Adică mi se pare sume foarte mari și priorități. Adică cine nu se vrea, sunt tine. Se bagă, lasă-l, băgăm prin fonduri europene, că e moarte sigură, să duce și să lungești. Da, mulțumesc. E un pic de filozofie aici, așa. Vreau să spun de la bun început, cel mai mare expoliator al poporului român este statul român. Uitați-vă aici așa, m-am uitat și am luat numai comisioanele care depășesc 100.000 de lei pentru un proiect pe care tot statul român, el este inițiatorul acestui proiect, este aici așa, planul de dezvoltare aprobat prin ordonanța din 2013. Dorința este a noastră, domnilor. Iar dacă punem pe dacă ăsta în față, rezolvă foarte multe lucruri până ajungem la bani. Și Arhimede a spus, dacă îmi dați un pumn de sprijin, vă ridic pământul. Nu i l-a dat nimeni. Păi dacă aveam noi 20 de miliarde sau 200 de milioane cât costă lucrarea sau 800 de milioane, nu făceam noi din proprie inițiativă, mai trebuie să așteptăm noi, cum se spune, ajutorul ăsta de la stat? Mi se pare că statul îți dă cu o mână și îți ia cu cealaltă mână. Na, cu cine ne luptăm? Devenim toți niște Don Quixote, ne luptăm cu morile de vânt? Vrem să facem treaba aceasta? Trebuie să stăm cu minți aliniați la dispoziția statului. Ne dă banii, dacă nu ne sare, și de la altul, care probabil are o atitudine mai conciliantă față de onoratul guvern.
Eu mă bucur că ar fi o mare investiție pentru Comuna Căiuț. De fapt, în discuție este această cotă neeligibilă de 866, care, adevărat, crește de la 400 de mii la 866 de mii, pentru că și valoarea proiectului crește. Așa cum spunea domnul primar, că a fost întocmită doar pentru o secțiune din programul ăsta și acum se completează cu secțiunea a doua. Creșterea probabil că este justificabilă. Din această cauză și cota crește, să facă primăria, că de aia sunt salariați aici, cu concepte și cu inițiative, să găsească sursele de acoperitoare de ăsta încadrate în 866 de mii și să achite banii către statul român. Diferența o dă statul român prin formele. Ce nu-mi convine și tot spunem la început este că nu se face pasul acesta mare spre absorpția unor fonduri europene. O fi greu, o fi nemestecabilă inițiativa pentru anumiți funcționari, asta rămâne ca să o rezolve timpul, să vedem. Dacă am fi fost și ajutați, dacă ne-am fi ajutat și prin aceste fonduri europene, aveam misteria plină, aveam proiectele, dar vreau să vă spun și repet, cel mai mare expoliator al poporului român este statul român. Îți dă cu o mână și îți ia, dacă nu cu două, cel puțin cu mâna cealaltă, îți ia înapoi. Uitați-vă odată, deci la pagina, suntem, nu știu, că iar nu numerotată, tot la proiectul ăsta, cheltuieli pentru obținere de avize, 116.000 de lei. Cheltuieli cu studii de fezabilitate, 154.000 de lei. Cheltuieli pentru consultanță. Cine se consultă? Statul cu statul, nu? 130.000 de lei. Nu mai pun alea, mai cheltuieli cu asistență tehnică, 99.000 de lei. E o căpușare pe un buget. Stau samsarii unde sunt, cred că, tot funcționarii favorizați de stat. Băi, vezi că am dat la Comuna Căiuț 500 de milioane, 5 milioane de lei. Ia atacați acolo, vedeți că aveți... Asta înțelegeți dumneavoastră cum este circuitul acesta un perpetuum mobile. Ne învârtim și până la urmă... Mulțumesc, domnul profesor. Câteva complete. Deci, helicopter nu-i vechi, pentru că nu-i nimic. Nu statul încasează sumele respective, așa, de 100 pentru... A, nu! Asta dă pușele. Pentru amenajarea terenului, pentru protecția mediului, pentru studii de teren și așa mai departe. Toate aceste chestii sunt de firme private. Problema care se pune ar fi alta. De ce noi, stat, acceptăm astfel de sume? Și s-a mai ridicat aici o problemă. S-a ridicat problema aia, domnule, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, de tot ce înseamnă cheltuieli neeligibile, noi trebuie să le trecem prin ciurul economicității noastre, dacă ne considerăm cu civism în noi, și să nu mai acceptăm. Dar nu, statul, așa, anglo și la general îi spune, suntem noi. Noi care acceptăm astfel de... Eu le zic hoții. Adică trebuie să fim. Și a doua chestiune, domnule primar, un singur reproș. Când înaintat un astfel de proiect care mie mi-a aprins beculețele când am văzut aceste crește, dumneavoastră îl înaintați în baza unor rapoarte, așa zise memorii justificative. Raportul de specialitate care este anexat la acest proiect, eu îl consider total insuficient. Păi îmi spune aici așa raportul de... În data de 26, așa a fost sesizată necoordonanța între valoarea aferentă serviciilor de proiectare respective, studiul de fezabilitate și altor studii. Ceea ce spuneam eu, de către primăria Căiuț, caz în care a fost anulat consultantul. Deci a fost anulat prima calculație, aia cu 466.000 de lei.
În urma sesizării, proiectantul a transmis devizul general și pe obiecte corectat și a asumat prin semnătura consultantului respectiv. Dar nu este nimic justificativ ca să mă lămurească pe mine și pe dumneavoastră și să ne lămurească pe noi toți. Nu-i nimic aici atașat în acest raport de specialitate în ce a constat această modificare de sumă. Păi zice, domnule, asumat prin semnătura lui. Păi și eu semnez, domnule, să mi se dea mai mult. Dar nu înseamnă că trebuie să mi se dea mai mult, dacă nu merg. Deci, dumneavoastră, un raport de specialitate din ăsta, pentru mine, eu consider că era chemat să-mi clarifice de ce e albă și nu neagră, de ce e 866 și nu e 466, numai la neeligibile. Sau de ce e 8 milioane și nu e 5, ca în trecut. Domnule, nu mai acceptați, domn primar, asta care prost, nu trebuie să acceptați sterile. Astfel de rapoarte de specialitate sterile, domnule. Asta le consider. Pentru că nu mă lămuresc pe mine absolut deloc. Și m-aș fi oprit. Dacă raportul respectiv avea aici, într-adevăr, precizări clare de ce așa și nu cum a fost în trecut, nici nu vorbeam acum. Nu vă mai mulțumesc. Domnul președinte, vă mulțumesc că trebuie. Deci, acum m-am gândit când cu ruperea asta, cum spunea domnul primar, 55, nu e adevărat. Consultantul trebuia să știe că sunt câțiva ani, 2, 3, 4 ani, că proiectele comune apă-canal nu se mai finanțează. Se finanțează apă separat, canalizare, proiect separat. Deci dânsul, de când a făcut primul proiect, dar cu 2 ani, trebuia să știe acest lucru. Iar acum, dacă îmi dați voi, nu, ca să nu mai pierdem timp. Să nu mai răspunde, da, gândesc. Dar eu am spus destul de clar că a fost un singur proiect, dar prin astea de investiții la doamna contabilă nu putea să-l prindă prin un singur proiect. Dar apă separat ca separat. De unde ne este, domnule, din proiectul care mi l-ați prezentat astăzi, această chestiune? Da. Primul proiect, când l-a făcut doamna contabilă, proiectul a făcut canal la un loc? Spune treaba asta mie. Primul SF-ul, sau că au mai fost făcut odată, nu? Apă canal la un loc nu se finanțează, niciun mama măsii, un fond nu-ți dă bani pe apă canal la un loc. Dar nu reiese de nicăieri, domne, că a fost făcut unit și după aia că acum a trebuit să fie separat. Nu reiese de nicăieri această chestie. Mai aveți alte întrebări, mai alte discuții pe proiectul ăsta? Dacă vreau să mai completez și eu ceva ca să nu rămân așa în... Facem niște discuții pe niște bani care nu sunt a noștri. Facem niște discuții și ne cramponăm pe niște lucruri care, de fapt, nu sunt în buzunarul nostru. Fiecare rectificare de la județ, de la Consiliul Județean, că depindem de ei, la fiecare rectificare ne întreabă dacă avem nevoie de cofinanțări pentru proiecte. Da? Cofinanțări pentru proiecte sunt banii aceia neeligibili. Banii care trebuie să-i punem noi. Și aia vin de la Consiliul Județean. În mare parte, 90%, 100%. Dacă nu ai proiecte ca să cofinanțezi, nu-ți vin bani. Ca să înțelegeți așa un pic de... Cam, o parte nu vrea să știe, dar vrea să le pună în alt mod. Al doilea aspect. În 2016 am depus... pe PNDL, sau în 2017, un număr de 12 proiecte. Cu SF-uri făcute, cu bani cheltuiți. Din acele 12 proiecte, sunt semnate contracte de finanțare la PNDL cu 4 proiecte. Să nu creadă nimeni că dacă a făcut 2 proiecte, e neapărat să le prindă pe amândouă. Sau dacă am făcut 12, să fi prins 12 proiecte. Avem semnat contracte de finanțare pentru dispensar. Avem semnat contract de finanțare și am semnat, am făcut și licitația și am însemnat și cu executantul. Ieri ne-a adus garanția de bună execuție. Deci nu are ce să se mai întâmple acolo. Cu cele 3 podeții, poduri, Praja, Condeiești și Damian Țârcu, este, deci tot din proiectele alea, este semnat contract de finanțare pentru podul peste râul Trotuș, mai puțin viaduct. Că am vrut să vin la dumneavoastră din acel proiect, greșeala, suma mare,
probabil nu v-ați uitat. Sau v-ați uitat și a rămas așa, foarte mult. Și m-am dus la finanțator și am cerut, domnule, în banii ăștia, mă încadrez să fac și viaductul. Și am zis, domnul primar, de ce te zgârcești dacă ți s-au aprobat banii ăștia și viaductul e o investiție în continuare? Vii și normal că cei care de la Ministerul Dezvoltării care gândesc, care judecă că ți-a finanțat podul, trebuie să-ți finanțezi și viaductul ca să poți face legături. Și de-aia a rămas. Deci, e al treilea. Și al patrulea, avem transformatorul de la Pralea, că ăsta este la transformatorul de la Pralea, domnul Mate. Știți prea bine care sunt procedurile. Ieri am fost cu doamna Carmen de la Urbanism la Bacău să luăm autorizația de construire. Deci autorizația de construire. Când ne-am dus, ne-au găsit avizul de la Telecom expirat. Ce să... Mai durează o săptămână, două, să ne vină un nou aviz. N-am... Deci să nu credeți... Să nu credeți că aceste proiecte vin așa. E primarul de la Crești Frumos. Da. Da. Mai aveam altele. Domnule primar, aș avea o rugăminte pentru restul de mandat care îl mai avem împreună aici. Când începem ședințele de Consiliu, că sunt ordinare, că sunt de îndată sau pe repede înainte, începeți cu aceste informări. Ce ați mai făcut, domnule, de la ședința ultimă până la prima? Sau aia, ca să știe lumea, domnule. Da, de acord. De acord? Da. Bine. Asta e treaba. Primar, ați spus aici ceva, cineva știe. Nu le pun nici într-un context. Doar atâta vreau să vă spun. Și banii care vin la Consiliul Județean pentru cofinanțare, este adevărat că bugetul local nu poate să trăiască din ce încasează să cofinanțeze aceste proiecte. Eu v-am spus cu totul altceva, dacă vreți să înțelegeți. Da, domnule, da, eu mi s-a adună iar dar lăsați-mă să spun. La noi, cum adică? Domnul Chiar, vă rog frumos și vă vedeți noi asta. Eu vreau să spun. Și de la alții. Vreau să vă spun, să spun un singur lucru. Într-adevăr, așa este. Dar dumneavoastră, deci singurul lucru care v-am zis, dacă sunteți mai economicos și mai strâns, cu 1 miliard de la un proiect, puteți face cofinanțări la două proiecte. Și șansa mai mare de a câștiga, atâta vi s-a spus. Am zis că sunt, cred că se fac achiziții firmele de proiectare și de SF-uri și tot au înțeles și cât mai mult bani, se fac la niște sume mai mari. Nu e pus în alt context. Să dea Dumnezeu să luați, să depuneți 30 de proiecte, să luați 25. Că știm ce înseamnă. Dacă sunt astea care sunt dat, nu vreau să spun impostul, îți dea Dumnezeu să le faceți. Domnul președinte, vă spun unii colegi, dar ăștia au luat cuvântul de două, trei ori, să creează polemic. Noi avem 10 proiecte depuse, care s-au dat bani, s-au cheltuit bani pe ele, și acum dacă vrem să mergem cu ele în continuare, punem câte o piedică. Când nu mai mergem cu ele în continuare, nici măcar pe banii noștri nu vrem să mergem. Ce pierde? Păi da, asta vă niște discuții. Acum când o să vin cu școala, când o să vin cu școala, iarnă-i bună, când vinim cu aerea de bună. Adică sunt proiectele noastre care am plecat noi de la începutul mandatului. Sunt proiectele noastre care am plecat noi cu ei. La costul dublu. O veni și doamna contabilă. Haideți să supunem la vot și să revenim la... Ca să ne explice doamna contabilă. Ce vorba să termină. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 74. Cine este pentru? Împotrivă? Mai spun dar. Haideți să mai ridicăm la cine este pentru. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Împotrivă? Nu, acum abține. Abține? Domnul Cheanu. Revenim la proiectul numărul 73 pentru... Am venit cu raportul privind aprobarea contului de execuție a bugetului la data de 30.11 în baza unei legi. Legea 273 și la articolul 49 alineatul 12 spune clar, în lunile aprilie, iulie, octombrie, pentru trimestru expirat și cel târziu în decembrie, pentru trimestru al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile
în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero. De asta am venit cu execuția la 30 noiembrie. Și acum să vă răspund dumneavoastră, da? La capitolul, la drumuri, unde aveați nelămurit, da? Am venit cu plățile efectuate pe fiecare obiectiv în parte și vă pot spune și în cadrul obiectivului pentru ce s-a folosit acești bani. La drumuri, pentru viaduct am folosit 196,53 de lei. Pentru aviz la Romtelecom și la Delgaz. La Romtelecom 21 de lei și la Delgaz 175,53. La podul de la Pralea, la punctul Praja, am folosit 174,10 lei. Pentru studiu de impact la mediu 133,36, iar pentru un aviz, pentru un anunț public citar, 40,74 la deșteptarea. Doamna, după ce obține avizul, doamna de la urbanism, face și anunțul. La podul de la Căiuț, Țârcul, punct Țârcul, 174,06, tot la fel, pentru de la mediu 133,34, iar pentru aviz, pentru publicitate, 40,73. Celălalt pod, de la Blidar, punctul Condeiești, 174,06 lei, s-au folosit pentru anunțul publicitar 40,73 și de la mediu, avizul de la mediu, 133,33. Pentru modernizare drumuri de interes local. Suma cheltuită la 30.11, 1.509.409,24 de lei. Și aici am toate plățile făcute, plăți făcute pentru ISC, pentru Gironap, construcții montaj, C+M, pentru avize pot să vă dau detaliere pe fiecare plată în parte. Pe 7 februarie am plătit 14.875 servicii de consultanță la Euroconsulting. Pe data de 7 am plătit taxa acord preamabil la Consiliul Județean Bacău, suma de 596,32. Asta vreți, domnule? Nu, eu domnul prea... Pentru... Nu am fost înțeles. Pentru la poliția rutieră 100 de lei taxa vizită. Sunt două ore. Vă rog cum o să vă opriți. Spuneți-mi, am venit cu detaliere. Am să solicit în scris pentru a fi înțeles. Vă mulțumesc. Vă rog cum o să vă opriți. Am oprit. Am venit cu detalierea. Ce se vă dăm? Păi, eu doream o detaliere aici, așa, ceva pe capitol, cum a început doamna, aici. Cum a făcut la primul buget pe trimestrul 3, așa vrea și pe ăla, asta tot așa. Deci era, într-o pagină era insuficient. Da. Nici pe de seamă să te aduce. Păi, nu se vicem să scut observația. Păi, și pentru completare. Hai, spune-mi la vot sau domnul Matin. Mai aveți întrebări? Spune-mi la vot proiectul numărul 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la proiectul numărul 75, la suplimentarea. Privind atribuirea de denumiri la strâns de gustate de componentele comunei Căiuț, județul Bacău. Recâștem despre ce este vorba. Să se ia la cuvânt? Doar cu întrebări. Când sunt gata prăpuțele și când trecem și noi la corespondență pe plic, strada Răzutanul Rosetii. Hai să-i câteva detalii, dumneavoastră. Schimbările de acte, de editate, chestii, adrese, nu? Supunem la vot.
glume frumoase. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Pentru. Pentru, împotrivă, la orice deja au apucă să-i văd. Tot alea. Tot alea. Nu mai avem după ce știi la prefectură. Trecem la următorul proiect de hotărâre, numărul 76, privind aprobarea rectificării bugetului din venituri și cheltuieli al comunei Căruiți pe anul 2018. Să scrie la cuvânt. O să luăm. Nu sunt, îmi scrie la cuvânt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 13. Da. Trecem mai departe la proiect numărul 77. Privind la... 75. Da. 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 Proiect de hotărâre privind, privind aprobarea planului anual de evoluție al taxei speciale de salubritate actualizat pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Domnule primar. Da. Aici, înainte de a începe ce iem discuții, vreau să spun că acum, ca să vreau să mă fac înțeles dumneavoastră, să înțelegeți ce s-a mai întâmplat la nivel de județ ca să putem aproba sau a nu aproba acest proiect. Deci este, chiar ni s-a dat la liber. Ni s-a dat la liber din anumit motiv, oricum e la liber, așa, dar din anumit motiv. Începând cu 1 ianuarie 2019, din cauza problemelor care au fost la ADIS, plata se va face la cantitate, nu se mai face la, se va face la număr de persoane. Numărul de persoane și taxa pe număr pe persoană rămâne doar orientativ. Deci, din cauza că în anii anteriori, da, e tarif or cantitate, numai din, în cauza anii anteriori, la numărul de persoane pe care l-am avut, de 3800 și ceva de persoane, ultimul număr, că am avut, am mai scăzut, mai decedat, mai... Așa? Ni s-a acumulat o cantitate de, nu știu, n-am acum câte sute de toni, știu, valoare, la septembrie aveam gunoi dus în plus față de persoane, de 600 și ceva de milioane care trebuia să plătim, iar la decembrie avem 1 miliard. Iar din această cauză, ADIS-ul nu a mai putut funcționa, că noi plăteam taxa normală de 150 milioane pe lună. Atât încasam, atât le plăteam. Ei, ei la platformă au plătit cu 1 miliard mai mult în toți ăștia 3 ani, pentru Comuna Căiuți. Aveți acolo un tabel în spate, sunt detalii pentru fiecare comună și fiecare oraș cât are. A, da, nu le actualizează. Deci, avem două, avem două variante, trei variante. Micșorăm prețul la noi, faceți propuneri și putem să-l micșorăm, să facem cât vreți dumneavoastră, dar să-l putem spota. Ținem același preț sau îl mărim. Deci sunt aceste trei variante. Prețul actual l-am votat la, nu? Este un contract, nu se ia ceva. Deci, în momentul în care noi ducem aceeași cantitate de gunoi, iar încasăm aceeași bani, ni se... este executorul, deja e, ni se blochează conturile pe... ni se blochează conturile pe, pe diferența de sumă. Deci, ni se blochează conturile pe diferența de sumă. Eu, împreună cu personal, am făcut o ședință, cei implicați în această activitate cu noi, și am luat-o băbește pe fiecare cetățean în parte. Știu că o să-mi iau
Bă, Bărnacii, când o să trimit oamenii la poarta omului, să-i spun, băi, omul, dragul meu, nu pot să-ți iau cantitatea asta de gunoi. Adică să-ți iau o pubelă pe care abia s-o târâi de jos, în care să-mi pui și piatră și moluz și de toate și alea. Iar omul, ce o să facem și ședințe pe sate, să încerc să le explic, omul pe bună dreptate, el nu înțelege fiecare, pentru că eu plătesc gunoi azi. Contează că scoate 100 de kilograme. Dar, într-o gospodărie care are poziții de rol și care sunt 2-3 persoane la gunoi, da? Într-o săptămână îți dea în jur de 11 kg de gunoi. Deci odată când vine mașina, trebuie să ridici 11 kg la 3 persoane. Am dat un exemplu. Deci, proiectul este calculat la 0,5 kg de gunoi pe zi de persoană. Ori 7 zile, 3 kg jumătate, deci în ultima instanță am să faci, să iau niște cântare și pe lângă mașina de gunoi să trimiți și cântare și să-l pun pe... Deci putem menține același preț în condițiile în care predăm cât gunoi trebuie. În momentul când depășim cantitatea de gunoi, diferența ni se impută la primărie. Cei de la ADIS au făcut o evaluare. Și ei ne-au trimis propunerea de preț pe care am venit în fața dumneavoastră. Dacă se vrea să aprobă, dacă nu, nu. Ce-o problemă? La cât gunoi se dă? Dar la cât gunoi de comună căiți la momentul ăsta, la momentul ăsta, media pe ultimii... Raportat populație iunie 2008. Așa? Cam ăsta ar trebui să fie preț. Dar ca să înțeleg. Până acum nu se plătea pe persoană? Să plătească prin diferențe direct la aia. Părerea mea. Da, e o problemă. Păi așa tu ce-ți faci acum? Pe la urmă eu pot cântări, dar la cele comune, la alea se acumulează foarte mari cantități. La ce? La alea comune, la alea de la colțul de mână. Da. Acolo sunt probleme. E aceeași situație ca la Onești, ne-am. Nu poți monita. Pe omul monitorice la acolo. Să plătești la fel. Președinte, ei și-au făcut proiectul. Păi da, ei l-au făcut. Ei și-au făcut proiectul greșit. Exact. Pentru că au calculat greșit, au pus un kilogram, o jumătate de kilogram de persoane. Că nu, da, impactul știi care mai e Codruț, părerea mea. Că ei au gândit proiectul că e 5.500, azi sunt 3.100. Exact. Deci 2.000 nu mai sunt, au dispărut oricât i-a cu nimic la persoană. Să colecteze mai puțin. Deci automat 1 miliard de deficit la noi. Dar cantitatea de gunoi e mai mare decât pentru 5.400 care o ia. Păi dacă erau 5.000, cu ea cantitatea. Dacă erau 5.000. Era de 2 ori mai mare. Da, vă rog. Eu consider că treaba a fost pornită rău de la început. Gregori. Dar nu mai avem ce face. M-am avut cu dumneavoastră. Lăgomia. Dom'le, nu mai avem ce face, una. Doi. Stai, bună. Spuneați domnul primar că să ne luăm niște cântare, ne ducem pe lângă toate banii cântări. Aia înseamnă muncă, înseamnă investiții, înseamnă timpul pierdut și e un fel de... Înseamnă nimic. Eu consider că așa cum am... Așa cum am solicitat eu că, de la începutul, că nu e corect ca noi să ne ocupăm de strângerea banilor, de adunarea banilor pentru acest serviciu, și ar fi trebuit să fie doar în sarcina executantului ăsta, adică cum se cheamă el. Tot așa de bine ar trebui ca acest executant să aibă cântărirea lui și metodologie și să-și adapteze mașinile respective când i-a ridicat tombelonul ei și a apusat greutatea respectivă. Cât despre ridicarea câtorva tombeloane care putem să le numărăm pe mâini așa, delegat din partea primăriei, unul a asistat la tombeloanele mari care se iau și așa mai departe. Dar ca să... Păi nu, domnule, de ce nu-i cerem noi acum? Că el tot vine cu tot felul de chinezării la noi.
Doamne, de ce nu mai ai cântat că când mi-ai luat gunoiul, mi l-ai luat la greutate? Și atunci fiecare cetățean are codul pe tomberon, i-a trecut codul după tomberon de acolo, câtă greutate are? I-a făcut suma calculator, păi dar suntem în ce iară suntem acum? Cu abacul? Nu, am trecut la electronică. Este asta, domnul Orchean, este asta, domnul consilier. Dar cum îi spui lui Nea Vasile, care el abia îi scos bani la el să plătească taxe, spune, băi, nu-ți iau gunoiul, îți-l las acolo, că tu n-ai scos 10 kg, ai scos 100 de kg. Vrei să vă mai spun ceva? Păi nu văd dacă îi cântărești omului, dacă i-ai cântărit în felul ăsta, e una. Păi de ce să plătească cineva, domne, tot la fel sau mai mult decât mine, să zicem așa, când eu pun și pe ploaie și pe tri și nisip și pe acolo, când greblesc curtea. De ce? Nu, domne, ei dacă au de gând să facă un serviciu, să-l facă corect, domne. Că în alte părți așa se face, să știți. Dar e corect, domnul. Vin la greutate, domne. Dar e gunoi de situație, nu-i corect? Păi dar, domne, dar la greutate, cum îmi lucrează, domne? Să depun. Nu cântărești la papă. Domnule, vreți să vă mai spun ceva? Într-o familie... Cântărești pe fiecare comună, pe fiecare sate. Da, 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 da. Domnul, avem cântat mașinile în care se colectează de la Căiut, sunt cântărit din fiecare joi. Și sunt cântărit la Carom aici, la Oriș. Bun, să se vii cineva din partea. La fiecare persoană fizică cu noi. Asta e problema noastră. Problema lor și-au făcut-o. Ei cântăresc cantitatea de gunoi care colectează din Comuna Căiut. Domnul primar, nu e problema noastră. Vă rog cum o să mă credeți. Așa cum tu știi ca să-mi scoți eu, adică ai luat 15 tone în loc de 10 tone de la mine, că o cântărește acolo și nu văd acest lucru, tot la fel, el trebuie să-mi spună, domnule, de la cetățeanul respectiv, noi, dumneavoastră executiv, nici nu ar trebui să fiți implicați în treaba asta. Domnul Chiar, dar e Comuna Căiuți, suntem noi aici, consilieri cu primarul cu vicele. Noi trebuie să avem grijă, ei nu-i interesează. Ei interesează numai să-și ia bani. Noi avem interes să fie curat. Domnule, eu mi-aduc foarte bine aminte, în contractul care a fost semnat prima dată și investițiile lor, toate investițiile și tot ce ținea de azi ăsta, era tot cu spatele nostru. La ordătător de gunoaie. Totul era pus cu spatele nostru. Mai pune, domnule, pe spatele nostru iarăși cântărirea, achiziționarea unor sisteme electronice de cântărire și toate lucrurile se vor puse în rând. Altfel, nu se va întâmpla decât discuții. Dar nu, eu nu pot să fiu de acord că e în sarcina noastră sau în sarcina cetățeanului cântărirea. El să-și facă sistem de cântărire, taxezi-mă, să-și pun acolo investiția respectivă tot în prețul de cost, că așa e. Eu am citit contractul inițial. Și a doua chestiune, că veniți dumneavoastră cu o propunere, să rămânem cu același preț, să-l micșorăm sau să-l creștem. Domnii mei, deci cum v-a trimis executorul judecătorului, domnul viceprimar mi-a prezentat hârtia respectivă, la fel ne vom trezi cu acuzații în instanță, pentru că noi, domnii mei, am semnat odată evoluția aia de preț. Ca să vii tu acum cu micșorezi, mâine pe mâine, pentru că contractul inițial nu e abrogat cu evoluția prețurilor. Că acea hârtiuță cu evoluția prețurilor rămâne. Și în atare situație va veni omul și va spune, este bine, dar cine să dați voi să micșorești și așa mai departe. Deci dacă se vrea să se intre în rând o dată și o dată, acest contract trebuie să fie și ei de acord și stăpânii care l-au inițiat, știți la cine mă refer, așa, să renegocieze această chestiune și să spună clar, nu am nicio obligație eu, executiv, să strâng bani, n-ai decât să ți-o rezolvi. Că ești firmă privată și eu, de ce să mă întrepun între tine? Pentru că, până la urma urmei, eu nu fac altceva decât să-mi încarc, să mă însărcinez cu lucruri care nu le-ar trebui să le fac. Al doilea lucru, să acceptăm. Accept ideea că investiția cu achiziționarea sistemelor de cântărire electronică și de evidențiere să fie pe spatele nostru a celor care dăm gunoaie și producem gunoaie, dar sunt de acord cu chestia asta, dar până la a spune că nu-i de datoria lor să-mi cântărească mie cantitatea. Eu ca să vă spun dumneavoastră un lucru. Într-o casă de nevoiași, de concetățeni de-ai noștri, unii sunt 8-5,
sau 11-5, ei au, oricum au bani mai puțin ca să cumpere ambalaje de la alimente, de la sucru, de la apă, petru și așa mai departe câte aia, mai puțin decât unul care îl doi cu doi pensionari. Și ăla dă categoric de gunoi mai puțin decât unul din alaltul care sunt doi și cu venituri mai mari. Și în atare situații îi taxez la număr de persoane. Greșeală de la bun început. Vă mulțumesc. Haideți să ne gândim la... Care este părerea primăriei? Trebuie bani, băi. Nu, dar trebuie să gândim și eu vicepriesc. Domnul cheamă și dumneavoastră, vreau să vă întreb, să colaborăm. Ce facem cu diferența? Cine o plătește? Păi rămânem pe același preț, numai că o să fie cantitatea mai mică. De și la cântărit? Reajust, dacă te duci la cetățean. În general, majorările se numesc reajustări. Reajustările se fac în sus. Deci nu putem să dăm înapoi pentru că am aprobat odată un preț, nu? Rămânem pe același preț, numai cu... Deci vorba de diferență. O anumită, cum se spune, o aplicare spre înlăburirea populației. Domnul primar, haideți să înaintăm o propunere de negociatorii și... O propunere de la noi, de Consiliul Local, către negociatorii șef, știți la ce mi-a referat, cu această firmă, să ne negociezi. Dar nu mai e. Tot spuneți adică, adică nu mai e. Nu, gata. E executat, adică. Am desfințat. Da. Acum, relația este... Da, pic așa. Ce poate un loc? Poate executor rompresc. Auziți, dar trebuie sus. Domnul primar, dacă Brașov nu mai există, trebuie un nou contract. Rompresc. Nu, preluatul executor. Că ei nu și-au putut achita datoriile. Adisul nu și-a putut achita datoriile cât e rompresc. E președinte, sunt primar. La dezolvență. Și l-a preluat executorul. Noi acum, prin executor și banii care i-am virat, și astăzi am făcut ordine de plată, am avut încasat de 90 de milioane, prin executor, noi dăm banii, nu mai dăm la Adis. Ce diferență e? Nu, suntem persoane de dacă îmi dați, băi, uitați-vă un pic când vorbiți pe evoluția prețurilor cine-i propune. Deci raportat la realitate, așa gândesc eu, aici este un tabel care ne spune exact cheltuiesc și s-a încasat când nu știu ce putem da. Deci evoluția prețului pe persoană în mediul rural la anul e 6,82 de lei pe lună, de persoană. La anul va fi 7,54, 7,74, la realitate. Deci de aici trebuie să vorbim. Deci la banii ăștia, dacă la 6,82 ce va fi de la anul, mai pleacă 200 de locuitori, sau să mergi și să-ți încasezi iar cu noi, să strângi foarte mult, posibil să vină din nou. Deci este un serviciu la, nu știu, dacă, la care se poate renunța. De ce să nu fii realist? Mi-ați răspuns da? La primarie, da? Ce facem cu execuția, cu executorul? Trebuie să dea bani. Păi, haideți să acceptăm să dăm banii ăștia. Vorbesc și care vrea că... Cu o singură condiție. Renegociem cu... Deci omul nu dă mai mult, băi, plătesc 3 kg jumătate, 3 kg jumătate, dar și-o cântări și înainte. Domnul președinte, robot de sare. Domnul primar, dar să vă întreb dacă ați făcut un studiu de impact, la cât ar trebui să mărim suma, ca să putem acoperi problema. 6 lei. Dar este încercat să aveți un proiect. Nu mă întreb. Punem prețul cât să convine, ca să nu să putem să fii credibili acolo și asta e. Trebuie să-ți asumi răspundere, n-ai ce face. Care votează, care nu votează, foarte bine, eu susțin pe domnul Mărcuț în ce a spus. De ce vă spun? Noi ne scramponăm acum pe taxă la comunitate. Dacă mâine telefonia mobilă sau televizorul vine cu altă taxă, nu se plătește nimeni. Hai, este un serviciu care trebuie plătit. Și nu putem să facem un furtiv sau să ne... Dacă îmi dați voie, unde n-am prins din noi cazul cel mai fericit să încasăm 6,82 lei, și la sfârșitul anului 2019, să avem plus ca următorul an să-l putem scala. Să ne adaptăm după cantitate. Nu,
venim cu... Să avem cantitate mică ca să, să rămânem cu bani. Ca să am 70% de spus dumneavoastră, trebuie făcut ședințe pe sesii, conștientizați și cetățenii, ca să nu mai pună după plus, de rămiți și gunoaie. Dar plus, la cantitatea de gunoi reciclabil, unde sunt acele galbene, bă, acele puse pentru reciclare, ăla se scale din cantitatea de gunoi care se predă. Dar e foarte mică, e infirmă. Nu, nu-i învățată lumea să ducă sticlă la sticlă, carton la carton, petru la petru. Aia ne-l ia alții, vin țiganele curăță. Nu, din alea dinăuntru nu intră. Mai ia, ok. Din alea de plastic nu poate să intre. Îți spune o are cheie. Urmărim noi. Au cheie care vin și ia sticla, plasticul tot. Urmărim noi. Eu... Au zis tu, din foarte, poate să-l iei. Dar e foarte bine, ce dacă ia. Ca să-l pun în zonă. Să poștiți. Da, cantitatea de reciclabil se scade din cantitatea cealaltă. Dar e foarte mic. Și biodegradabil. Dacă dăm biodegradabil. Deci 6,82 va fi prețul pe gospodărie acum sau pe persoană? Pe persoană. 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 La persoane acum, o 3 persoane? La persoană. Da, domnul, un pachet de țigări 20 lei. Ce mai are șmecherii? Care fumează poți de extraordinar 20 de lei. Să vă iei de servicii. Da, da, da. Latele, bilea, prin capul, tot ai 30 de lei abonamentul. Să nu vrei plătești. Dacă ați face curățenie, nu vrei plătești. Dar ai făcut la stecul. 7 lei, nu-i mare brânză. Ai vorbit cu părerea. Oricum, părerea sunt împărțiți. Încercăm, domnul Matei. A fi o degradare să vină primăvară. Crengi, ce se întâmplă? Dăm de parte, nu ești pentru asta. Adică, ne împovărează pe noi. Vă trebuie să plecăm noi. Au fost polițaiul pe mașină. Am pus fiecare mașină. Nu, avem 5 toni și ceva pe mașină, 6 toni cântărim fiecare mașină. Ne-am dus cu ea acolo, am cântărit-o, ea nu. Dar am fost cu ea acolo. Haideți să... Haideți să punem la vot cu prețul care... Da, la noi. La un mai multe variante care... Alegem aia care trebuie. Da, sunt mai multe variante. Ori împotrivă, ori acceptă. Hai votăm pe toate trei. Pe toate trei. Care pentru... Postul? Nu. Proiectul de hotărâre e făcut pentru postul ăla. Eu am venit cu vot. Deci, pentru 6 lei. 6 lei. Noi suntem de acord cu evoluția ta. Observați. Haideți să ne uităm un pic. Aici e ceva. Planul actual. Se aprobă planul ăla de execut, conform anexii care face parte de grant din prezidenta hotărârii. Nu văd anexa. Anexa numărul 1. A pentru anul 2016-2022 prețul de persoană. Păi deci uitați deficitul, numai la noi cât e totalul dacă... Aveți un deficit. Avem la crezi deficit, era 143.000. De unde se spune? 143.000, e 1.400.000 deficitul. Mai bani de 754. Mai bani de bani de bani de bani. Deci dacă faci partul la celălalt de atunci, acolo ajungi. Adică și banii ăștia dacă... Auziți, domnul profesor, și banii ăștia dacă ne execută slip, tot îi dai din buget. Puneți la vot pe 682, domnule. Asta e treaba. Cine este pentru? Împotrivă? N-ai ce faci. Vreau cântăriri la preluație. Cum să modernizeze mașinile, toate mașinile astea care au. Trecem la ultimul punct, diverse. Cine să scrie la cuvânt? Diversele. Nu să scrie nimeni, declar ședința. Nu. La fiecare proiect.